Primăria Sfântul Gheorghe caută un nou logo pentru zilele orașului. Acesta trebuie să le reprezinte într-o manieră clasică pe patronul spiritual al orașului la cea de-a 25-a ediție a evenimentului din luna aprilie. Autoritățile locale oferă un premiu de 3.500 de lei pentru cel mai bun proiect, spune coordonatoarea Biroului de Comunicare și Imagine al Primăriei Sfântul Gheorghe, Barta Monica. Termenul limită de predare al logourilor este 5 martie, la Biroul de Imagine al Primăriei Sfântul Gheorghe, unde cei interesați pot obține informații suplimentare, iar câștigătorul va fi anunțat pe 7 martie. Anul acesta, zilele orașului vor avea loc în perioada 16-24 aprilie 2016.